5 noiembrie plus cifra 5 din buletinul de vot egal cu 10. Votăm primara de nota 10. Sfinte doamnă, pentru atitudinea conștiincioasă și pentru faptul că sunteți alături de noi, cetățenii municipiului Strășeni, vă mulțumim! Noi suntem un tot întreg și avem un mesaj comun. Noi, strășenienii, am fost și trebuie să rămânem cu verticalitate. Noi, strășenienii, suntem cei care trebuie să avem tot ce are mai sfânt această palmă de pământ, municipiul Strășeni. Este tradiție, este cultură, sunt oamenii care nu trebuie să plece. Toți cei plecați trebuie să revină aici, acasă, în localitatea noastră de Baștină. Obiectivul nostru nu este interesul de buzunar și interesul de partid. Obiectivul nostru este modernizarea în continuare a comunității noastre. Am dat în exploatare primul teren de fotbal din cele 7 hectare și eu sunt mândră că noi împreună am reușit. Și aplauze pentru Atletic Strășeni, prezent este aici și Victor Josu, pentru că este cel care zi de zi, un an de zile, a fost la acest complex și a monitorizat împreună cu noi construcția. Eu nu am făcut de una singură tot. Eu am făcut împreună cu acest minunat colectiv al primăriei municipiului Strășeni, care nu are doar un regim de 8 ore, are un regim de atâta cât cere cetățeanul. Eu voi lucra în această campanie ochi în ochi și față în față. Și nu am frică și astăzi vorbesc la egal, fără scenă, pentru că așa îmi place mie să fiu alături de dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, în tot ce înseamnă dezvoltarea comunității noastre. A fi primar înseamnă să lucrezi pentru comunitate. A fi primar înseamnă să te dedai trup și suflet pentru această localitate, să lucrezi 24 de ore pentru ca să te ridici la înălțimea încrederii pe care ți-o acordă ție cetățenii în ziua alegerilor locale. A fi primar înseamnă să-ți dezvolți infrastructura educațională și cea sportivă, să ai grijă de cei în etate și de cei cu nevoi speciale. A fi primar înseamnă să fii totul, trup și suflet, pentru această comunitate. Cine e cel mai bun primar? Primarul care întrunește toate abilitățile necesare unui manager bun. Un manager de calitate, un manager, cum a spus doamna Pereu, de nota 10, care mereu a fost printre oamenii simpli, printre oamenii cu dizabilități, printre oamenii care au avut nevoie de susținere și suportul ei. Energia doamnei Valentina de a face lucruri frumoase, de a face ziua mai bună multor persoane care au nevoie de un zâmbet, de o floare, este de admirat. Doamna care este mereu prezentă la toate evenimentele și cu sufletul și cu trupul și cu gândul și corectitudinea dumnei ei și punctualitatea este trebuie de învățat multe. Îndemn cetățenii pentru a vota candidatura doamnei Valentina Casian în funcție de primar al municipiului, pentru a vota continuitatea, pentru a vota lucrurile bune care se fac și se manifestă și se fac în continuare, pentru schimbarea la față a municipiului, care ne dă un sentiment de mândrie că locuim în municipiul Strășeni, ne dă un sentiment de mândrie atunci când doamna Valentina Casian ne reprezintă pe toate posturile, canalurile de televiziune și radio. Și nu ne este rușine că avem un primar de calitate. Doamne ajută, doamna Valentina, în continuare. Doamne ajută și nouă să avem forță și curajul de a pune votul pe candidatul Valentina Casian. O zi frumoasă în continuare. O cunosc încă din copilărie și activă și elevă exemplară, așa se arată și astăzi. Ea este un om care are har dumnezeiesc în toate direcțiile, dacă vorbim. Deci,
Nu putem să spunem nimic mai mult decât s-a spus până acum de faptele frumoase. Și anume, faptele acestea frumoase sunt fiindcă ea are o inimă mare, bună și tare iubește localitatea sa, iubește oamenii, iubește copiii. 2 ani această grădiniță a fost schimbată în toate direcțiile, și în exterior și în interior. Noi vedem cum s-a schimbat inima strășenului, adică centrul nostru. Aceasta este ceva aproape de ceea ce rog eu să votați pentru doamna Valentina, ca să avem și noi un oraș european. Dacă sunteți pentru aceasta și doriți ca noi să ne simțim ca în Europa, în orașele frumoase, că majoritatea de dumneavoastră au fost și au vizitat aceste orașe. Deci, votăm pentru doamna Cațian, primar, care merită numai 10, dar și mai multe de 10, dacă ar fi să fie notați copiii. Mulțumesc mult pentru atenția mare care atrage dumneiei școlilor, grădiniților și fiecărui om în parte. Aceasta este o mândrie pentru fiecare, dacă suntem salutați de doamna Valentina. Deci, într-un ceas bun, doamna Valentina, vă dorim succes, răbdare și putere. Eu fac parte din tânăra generație care dorește un viitor aici, acasă. Susțin acel om care s-a dedicat trup și suflet pentru comunitatea noastră, care împreună cu echipa sa au investit în primul rând timp și răbdare, care au inițiat proiecte de revitalizare urbană, de dezvoltare a infrastructurii verzi și de dezvoltare a culturii și artei. Valentina Cațian promovează dezvoltarea durabilă, promovează tinerele talente și oameni ai municipiului Strășeni. Iubește comunitatea noastră și a demonstrat că prin colaborare, prin multă iscusință și determinare putem transforma municipiul Strășeni într-un loc vibrant, atrăgător, plin de culoare și cu o dezvoltare de perspectivă continuă. Valentina Cațian este acel om care merită susținerea noastră. Un lider adevărat inspiră și motivează oamenii din jurul său. Dumneavoastră, Valentina Cațian, sunteți inspirația noastră pentru a contribui și noi la dezvoltarea municipiului Strășeni. Mulțumesc mult! Dacă aș fi azi să aleg unde să locuiesc, nu aș alege orașul Chișinău. Aș alege municipiul Strășeni. Alături de așa un primar, vreau să-i transmit doamnei Valentina salutări și urări de bine și succes din partea primarului de Pădureni, domnul Temistocle de acolo. Mă uit, se schimbă tot în Strășeni. Băi, zic, poate o mână de om, zic, să facă așa ceva. Au trecut mult timp și am simțit că Strășeniul meu într-adevăr devine un corșor de rai. Luminații, străzile, aplauze încă o dată pentru doamna Valentina. Să fiți alături de doamna Valentina. Încă o dată, succes, succes. Noi vă susținem. Eu, cel care am treabă cu primarii din toată Republica Moldova, știu ce înseamnă ca această muncă de primar, când te dedici în întregime localității pe care în care te-ai născut și pe care o iubești și vrei să faci multe lucruri bune. Într-al doilea rând, vreau să atrag atenția asupra calității doamnei primar să facă echipă în jurul său. Eu cred că acum echipa primăriei noastre, împreună cu consilierii, este una din cea mai bune din Republica Moldova și rezultatele, cum le vedem cu toții, nu au venit respectiv destul de convingătoare. În mod special, eu aș vrea de asemenea să atrag atenția asupra faptului că colegii, și văd aici mulți colegi consilieri care au contribuit enorm la succesul care îl are Strășeniu în perioada de când doamna primar conduce această localitate, și vreau să vă spun că fără susținerea colegilor consilieri ar fi fost destul de complicat
să existe aceste realizări. De asemenea, nu pot să nu atrag atenție ca o notă așa informativă asupra activității doamnei Casian în calitate de lider a organizației care întrunește toți primarii din Republica Moldova, Congresul Autorităților Locale din Moldova. De asemenea, în calitate de membru a delegației Republicii Moldova la Consiliul Europei. De asemenea, în calitate de președinte a Asociației Primarilor din Strășeni. Au început să vină în bugetul local bani pentru drumuri, într-un volum mult mai mare. Și respectiv aceasta noi o vedem chiar zi de zi în toate aceste îmbunătățiri de infrastructură. Și în ultimul rând, doamna primar, stimați locuitori, eu aș vrea să atrag atenția asupra faptului că în calitatea sa de conducător acestei urbii, dedicată întregimii orașului Strășeni, doamna Casian are și o calitate mai deosebită. Realizator de visuri, să-i spunem așa. Aici este prezent Victor Josu. Respectiv, cândva a apărut un vis, o poveste că în Strășeni totuși poate să apară un obiectiv, un complex sportiv care să fie asemănător unor standarde europene. Și iată, doamna Casian, în calitate de primar, a crezut în acest vis și noi vedem ce frumusețe apare. A apărut primul stadion, sute de copii care se ocupă aici la mulți ani, doamna primar. Felicitări și mult succes! Strășeni are primar și cred că va avea pe viitor. Solicit sprijinul dumneavoastră și suportul dumneavoastră pentru susținerea ideilor și proiectelor aduse de primărie și primarul în frunte Valentina Casian cu echipa dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Cine cel mai bun primar? Noi, în calitate de primar și eu, în calitate de vecin al dumneavoastră, ca primar al satului Sirieț, ca și sirețean, încercăm să depunem foarte mult efort ca să dezvoltăm localitățile noastre, că sunt sate, că sunt orașe, sunt comune, încercăm să depunem foarte mult efort. Deci depunem efort deoarece ne iubim localitățile noastre și vrem ca acestea să fie moderne, dezvoltate, cu infrastructură, cu toate condițiile, așa cum le iubim și noi și ne dorim pentru noi să le facem, așa dorim pentru toți locuitorii noștri. O cunosc pe doamna Valentina, cred că de mai bine de 8 ani și o cunosc ca un bun manager al conducătorul acestei localități, al acestui oraș, o cunosc ca un bun profesionist, ca un bun om care încearcă și dezvoltă localitatea și depune foarte mult efort. De foarte multe ori, așa cum spunea și domnul Anatol Mărzenco, de foarte multe ori când ne mai scrim în contextul activităților pe care le avem, de foarte multe ori, și atât eu cât și doamna Valentina, și în special doamna Valentina, ne vorbim foarte mult seara târziu și înțelegem că atât dumneavoastră cât și eu suntem antrenați în activitățile de implementare a proiectelor, de tot felul de rapoarte, de activități, în special când sunt delegații, vă dați seama că acolo nu mai sunt termeni și nu mai țin cont de zile, de ore, de program de activitate. Atunci depui foarte mult efort ca să reușești să te ținți frumos, să reușești să promovezi localitatea, să reușești să promovezi localitatea atât la plan național cât și la plan internațional. Acest lucru se întâmplă în Strășeni, acest lucru sunt vizibile. Și eu sunt sigur că aceste lucruri trebuie să fie vizibile în primul rând pentru dumneavoastră, deoarece acest efort se depune de către echipa primăriei, iar doamna primar are o echipă foarte bună, are o echipă atât în Consiliu cât și în primărie și toate lucrurile care se fac pentru dumneavoastră toți, pentru orașul Strășeni și pentru toți locuitorii, pentru tot celălalt segment, fie că e vorba despre antreprenori, fie că e vorba despre seniori, tineret și toate celelalte grupuri sociale. Eu doresc foarte mult succes, doresc foarte mult un rezultat foarte bun pe măsura așteptărilor, deoarece s-a depus foarte mult efort, s-a depus foarte multă muncă, s-au adus foarte multe investiții în localitate și respectiv acest efort, acest lucru trebuie demonstrat, iar demonstrația o faceți dumneavoastră atunci când ieșiți la vot. Și de ce vă îndemn în calitate de locuitori orașului Strășeni să mergeți la vot pe data de 5 noiembrie 2023 și să susțineți doamna Valentina Casian, numărul 5 în buletinul de vot. Succes și Doamne ajută în tot ce faceți dumneavoastră împreună cu localitatea și fiți alături de doamna primar care are nevoie de susținere și fiți alături de ea mereu atunci când are nevoie și faci un apel pe dumneavoastră. Succes tuturor! Vreau să vă aduc sincere mulțumiri, doamna Valentina, pentru că ne-ați curățit drumul de deșeuri. Înțelegeți toată lumea, cei care au avut
ocazia să meargă pe acest drum spre Scoreni, au văzut câtă mizerie era acolo unde este gunoiul ăștia, nu știu dacă este autorizată sau un pic așa autorizat. Să știți că este un lucru mare, dar câte obiecte, câte lucruri frumoase, câte proiecte implementate sunt aici, câte milioane au venit aici la Străceni. Acum mă gândesc că, da, este un obicei să facem o lansare în campanie electorală, dar vreau să vă zic că era foarte bine ajuns timpul ca cetățenii să organizeze câte un eveniment pentru a ruga primarul să se baloteze. Deoarece este foarte rar să găsesc asemenea oameni unde au capacitatea să implementeze și să fie atât de aproape de locuitorii comunității. Vreau să vă zic că sunt mândră că pot să susțin această persoană cu verticalitate, ambițioasă și vreau să vă rog, haideți pe data de 5 noiembrie să dăm votul unei persoane care se salută cu oamenii în fiecare zi, dar nu cu 5 zile înainte de alegeri. Așa este, doamna Valentina. Vreo 5 ani în urmă, Străsen, veniturile erau de 2 ori și jumătate mai mici decât la Chișinău. Acum deja diferența s-a redus mai puțin, cam 1 și jumătate. Ce înseamnă lucrul acesta? Cu oamenii câștigă mai mult, plătesc mai mult impozit și diferența noastră dintre Strășeni și Chișinău sper că încet, încet va dispărea, după asta vom vorbi deja ei. Eu, noi la Strășeni, foarte simplu. Ne-am dus din primul tur, am dat-o cu doamna Valentina Cazian și noi nu umblăm pe drumuri de 2 ori. Așa a fost dacă trecut, acolo și în Bucelat. Știți că asta, de fapt, e ceea ce ne face pe noi să fim mai fericiți și pe data de... Cât spunești noiembrie? Noi nici nu știm când e 2 ore. Când ceilalți nu știu să azâmble pe drum când au și face, noi stăm frumușel acasă și azi ne bucurăm că am ales primarul din primul tur. Eu știu sigur că așa va fi data aceasta. Are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de votul nostru și chiar dacă noi trebuie să știm cu doamna Cazian va câștiga. Important este să venim la vot ca să-i dăm curaj, ca dumneavoastră să vadă că nu pur și simplu a luat mult, dar au venit mult și au votat. Asta este important. Trebuie de venit, trebuie de votat și trebuie să ne arătăm stima și respectul pentru dumneavoastră, că a spus domnul Mărzencu la 10 noaptea și oricum era la lucru. Cred că merită odată în 4 ani de zile să depunem o efort. Eu mă duc la școala mea, am votat și am plecat acasă bucuros.